Ședința s-a desfășurat într-un cadru festiv amenajat la Teatrul de Vară din Parcul Chindiei. În deschiderea ședinței, primarul Târgoviștei, Daniel Cristian Stan, a adresat un mesaj emoționant pentru toți târgoviștenii. La mulți ani, târgovișteni, la mulți ani tuturor celor care aparțin acestei comunități frumoase, la mulți ani tuturor celor pentru care Târgoviște înseamnă acasă. Eu sunt unul dintre aceia. Eu sunt un copil al acestui oraș și sufletul meu este, cumva, unit cu suflarea cetății din totdeauna și pentru totdeauna. Aici m-am născut, aici am crescut, aici am mers la școală, aici am spus mamă și tată, aici este familia mea, aici sunt prietenii mei. Aici este viața mea cu tot ceea ce cuprinde ea. Așa că, pentru mine, sărbătoarea orașului este ceva atât de special, încât o simt ca pe o sărbătoare personală. E ca și cum ar fi ziua mea. Și ca mine sunt foarte mulți târgoviștieni care se identifică profund cu aceste locuri. Sigur, avem poate o amărăciune pentru că evenimentele din acest an nu pot fi organizate la amploarea din anii trecuți. Această pandemie nefericită ne-a resetat cumva modul de viață în anumite privințe. Dar eu am învățat să culeg ce e bun din orice experiență. Și cred că putem întoarce această limitare de a ne exprima în favoarea noastră. Zilele cetății pot fi sărbătoarea pe care ne-o dorim și mai mult decât atât. Mai personală, mai specială. Alături de prietenii buni, alături de părinți și de copii, alături de bunici și de nepoți, putem face zeci și sute de sărbători ale noastre sub popola generoasă a zilelor cetății. În al preasfințitul Nifon, arhiepiscopul și mitropolitul Târgoviștei nu a putut fi prezent la eveniment, însă a transmis un mesaj duhovnicesc prin vocea preotului vicar Ionuț Adrian Ghibanu. Am făcut astăzi la catedrală un apel către toate autoritățile locale, către parlamentari, către șefi de instituții publice, să lase ura și dezbinarea și, din păcate, observ că nici măcar toți consilierii locali nu au binevoit să vină la această ședință festivă, ca să nu mai vorbesc de ceilalți care nu și-au motivat în vreun fel prezența sau absența. În al preasfințitul Părinte Mitropolit Nifon, în calitatea de exarh patriarhal pe care o are, astăzi se află în afara granițelor țării, reprezentând cu cinste biserica noastră ortodoxă română, din încredințarea preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României. Pentru că anul acesta, datorită pandemiei cu noul coronavirus, nu a mai avut loc procesiunea tradițională pe care an de an o făceam de la catedrală până la Curtea Domnească, unde în sala tronului avea loc ședința festivă a Consiliului Local Municipal Târgoviște, în al preasfinția sa a binecuvântat ca icoana Maicii Domnului, care se află astăzi aici, alături de noi, să fie prezentă la ședința Consiliului Local pentru a invoca milostivirea lui Dumnezeu și ocrotirea și înțelepciunea pentru toți aleșii noștri locali. În cadrul ședinței festive au fost acordate două titluri de cetățean de onoare. A absolvit școala militară de ofițeri de taburi, a absolvit Academia de Înalte Studii Militare. În anul 2010, prin decret al președintelui României, este avansat la gradul de general de brigadă. Începând cu anul 1954, ofițer la Brigada 20 și apoi Regimentul 1 Tancuri din Târgoviște. Urcă apoi în ierarhia gradelor militare, de la gradul de locotenent până la gradul de colonel, ocupând succesiv funcții precum comandant de pluton, de companie, șef al pregătirii de luptă, șef de stat major și comandant de regiment. În perioada 1980-1985, ocupa funcția de comandant al garnizoanei Târgoviște. În 1991, înființează un grup, împreună cu un grup de ofițeri, Asociația Cadrelor Militare în rezervă și în retragere din Dâmbovița,
unde ocupă la început funcția de prim-vicepreședinte și apoi pe cea de președinte. Așadar, se acordă titlul de cetățean de onoare al municipiului Târgu Oviște domnului general de brigadă Babeu Pavel. Urmează acordarea post-mortem a unui articol de cetățean de onoare al municipiului Târgu Oviște. Fost conducător al unităților unități de învățământ din Târgu Oviște, inspector școlar, fost inspector școlar de specialitate la disciplinele fizică și chimie, fost inspector școlar la Serviciul Evidență și Mișcare Personal Didactic din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, cu o vechime de 43 de ani în învățământul dâmbovițean, s-a conferit ordinul Meritul pentru Învățământ în gradul de cavaler în anul 2004 de către președintele România. Consiliul Local Municipal Târgu Oviște acordă titlul de cetățean de onoare post-mortem domnului profesor Iugulescu Mihai. Ciprian, te invităm. Mihnea, da?